În ultimele săptămâni am discutat cu reprezentanții Asociației Administratorilor de Fonduri din România despre economisirea inteligentă și cum facem de fapt banii să lucreze pentru noi. Acum, na, datele din România arată că ar fi aproximativ 335.000 de investitori în fonduri de investiții și datele la fel ne mai arată o situație că doar 3 persoane din 100 aleg să economisească inteligent. Acum nu știm dacă e mult sau puțin, nici că nu știm cum arată de fapt comparația cu alte țări. De aceea astăzi discutăm despre comportamente investiționale cu domnul Călin Meteș, membru în bordul AAF și vicepreședinte și director executiv la Franklin Templeton Investment în România. Bună ziua, domnule Meteș! Bună ziua! Să luăm cu început așa. Înțeleg că din datele dumneavoastră de la AAF, pe trei persoane din 100 aleg să-și pună economiile într-un fond de investiții. Este mult sau puțin? Din punctul nostru de vedere este un număr extrem de mic. Dacă avem în vedere faptul că în România avem aproximativ 14 milioane de conturi bancare, mă refer aici atât la conturi curente cât și depozite. Aceasta înseamnă că, din păcate, românii în general au prea puține cunoștințe cu privire la alternativele pe care le au atunci când își plasează banii. Produsele tradiționale asupra cărora ei se îndreaptă sunt cele clasice, contul curent sau depozitul bancar. Este important de menționat în acest proces de economisire că economisirea joacă un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări. Și mai mult decât atât, joacă un rol foarte important în ceea ce înseamnă creșterea averii nete a fiecărui individ. Prin averea netă a fiecărui individ, mă refer aici la atât activele financiare pe care le deține fiecare, active financiare care se formează din depozitele bancare, din conturile curente, dar și din acțiuni, obligațiuni sau fonduri mutuale. Și pe de altă parte vorbim și despre activele non-financiare care sunt în principal formate din activele imobiliare, adică case, apartamente, terenuri și așa mai departe. Pe baza unor rapoarte și analize realizate de cei de la Credit Suisse, ne arată că în România averea totală netă a unui adult este undeva la 43.000 de dolari. Aceasta se realizează în condițiile în care rata de economisire de la noi din țară este undeva în jurul la 14-15% a fost anul trecut. Rata de economisire reprezintă sumele pe care fiecare individ reușește să le pună deoparte din venitul disponibil după ce și-a realizat cheltuielile curente. În țările dezvoltate avem rate de economisire mult mai ridicate. Există o legătură extrem de puternică și de directă între ratele de economisire și averea pe care fiecare individ reușește să o strângă în cursul vieții sale. Ca să vă faceți o idee, dacă în România în trimestrul 2 al acestui an rata de economisire a fost undeva de la 18%. Dacă ar avea loc o creștere de la 18% la 28% aceste rate de economisire, conform acestui studiu, averea netă a fiecărui adult ar crește cu aproximativ 27%. Ceea ce înseamnă că dacă România ar economisi mai mult, atunci în timp ei ar deveni mult mai bogați. Dar în alte țări, cu nivel de dezvoltare asemănător cu al nostru, cum economisesc oamenii? E ceva diferit față de noi? Nu știu, poate uităm, nu știu, la polonezi. Este diferit? E ceva? Că practic au pornit cam la fel ca noi, doar că ei s-au dezvoltat un picuț mai mult. Dar cum e la ei? Eu cred că în ceea ce privește economisirea și educația financiară în general, sunt adeptul a ceea ce mie îmi place să numesc educație financiară activă. Eu nu cred că alte popoare, fie polonezi, fie americani, fie francezi, sunt
în esență, diferiți față de noi sau au un apetit de risc diferit față de al nostru sau un grad de cunoaștere sau un grad de înțelegere al produselor financiare diferit față de al nostru. Cred că comportamentul investițional este influențat de gradul de expunere la care oamenii sunt, îl au față de aceste instrumente financiare. Cu cât expunerea este mai mare față de instrumentele financiare și față de alternativele de economisire și de investiție disponibile, cu atât în timp oamenii sunt mai confortabili să iasă din zona lor de confort și să înceapă să-și placeze economiile și în alte alternative investiționale pe lângă depozitele bancare. Și v-aș da aici un exemplu pe care mie îmi place foarte, foarte mult. Este cel al americanilor, în care în America, la un anumit moment al istoriei lor, au fost introduse niște conturi prin care fiecare angajat al unei companii era pus să își aleagă ca o parte din salariul pe care îl câștiga să fie plasat în diferite instrumente financiare pe care el trebuia să le aleagă. Erau puse la dispoziție de către angajator, era o listă cu alternativele investiționale pe care el le avea, dar angajatul în sine era pus să aleagă și avea în lista respectivă, avea fonduri de acțiune, avea fonduri de obligațiune, avea fonduri de investiții alternative și așa mai departe. Sunt convins că inițial acel angajat simplu american nu avea cunoștințe foarte complexe cu privire la toate aceste instrumente. Dar în timp, alegând anumite produse investiționale, a început să le urmărească, a început să le înțeleagă, a început să se uite să vadă ok, cum au performat aceste produse financiare prin comparație cu, de exemplu, cu un depozit bancar. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că drumul acesta de la economisire la investiție este un drum care începe cu pași mici, este un drum pe care fiecare trebuie să îl înceapă la moment dat, cu pași mici, încet, pentru că odată ce va fi familiarizat cu tot ceea ce înseamnă produse de economisire și de investiție în afara depozitelor bancare, atunci va fi mult mai în măsură și mult mai confortabil să poată să acceseze și aceste tipuri de produse. Dar comportamentul ăsta investițional ține de istoria pieței de capital din alte țări. Dacă ne uităm la alte țări europene, am văzut că oamenii de acolo investesc mult mai mult în fonduri de investiții decât o facem noi românii, clar, diferența când ne uităm la Franța, la Germania și așa mai departe. Are legătură cu istoria fondurilor de investiții sau cu, nu știu, cu cei 7 ani de acasă? Eu cred că este o combinație între cele două aspecte pe care le-ați menționat. Educația financiară pe care fiecare dintre noi o primește în cadrul familiei este importantă, deoarece cu toții știm educația pe care o primim și lucrurile cu care suntem familiarizați la începutul vieții, până la urmă ne influențează într-o măsură mai mare sau mai mică parcursul viitor. Pe de altă parte, este complicat sau este greu să ceri unor părinți să-și educe copiii financiar în măsura în care nici ei la rândul lor au fost prea puțin expuși la acest mediu. Și așa cum menționam anterior, cred că modalitatea prin care putem să spargem acest cerc vicios este ca efectiv fiecare dintre noi sau fiecare care are puși niște bani deoparte să înceapă la început cu sume mici, atât cu cât este confortabil, să înceapă să acceseze și alte tipuri de instrumente. Odată ce această familiarizare cu aceste tipuri de instrumente va exista, atunci sunt convins că drumul spre o înțelegere mai mare a acestor produse și spre dezvoltarea acestei piețe va fi mai mare. Odată ce această dezvoltare va fi mai ridicată, atunci, bineînțeles,
că din ce în ce mai multă lume va începe să vorbească despre aceste subiecte, despre fonduri mutuale, despre bursă, despre piață de capital, despre alternative investiționale și de economisire și în final cu toții vom fi mai câștigați. Înțeleg că în Olanda este o obligațiune emisă acum 400 de ani și încă mai produce efecte, adică aduc ce bani pentru investitori. Și, nu știu, mai sunt și alte instrumente la fel în lume? Da, poate ați fi surprins să auziți că la acest moment există peste 5.000 de astfel de obligațiuni care se numesc perpetuale pentru că au fost emise fără a avea o dată de maturitate stabilită inițial sau au fost emise pentru o durată foarte mare de timp, de genul sutelor de ani. Cum spuneam, există peste 5.000 de asemenea titluri în acest moment care sunt tranzacționabile pe piețele de capital. În general, sunt guvernele cele care emit astfel de titluri, dar avem și la nivelul companiilor sau instituțiilor financiare, bănci care emit astfel de titluri, companii din domeniul energetic, al telecomunicațiilor. În general, sunt companii sau foarte solide din punct de vedere financiar, guverne de asemenea care se bucură de o încredere foarte mare din partea investitorilor. Dar oricum, dacă un investitor sau un deținător al unor astfel de titluri dorește să-și lichidizeze poziția, o poate face prin intermediul pieței de capital, deoarece aceste titluri sunt tranzacționabile la bursă. Este interesant, adică o persoană poate să-și asigure cumva un soi de bunăstare pentru generațiile următoare, dacă e să luăm așa. Da, pot fi pe undeva asemănate, poate și cu acțiunile. Există și la nivelul acțiunilor, există așa numitele acțiuni perpetuale. Ce înseamnă? În mod normal, dacă ești acționar la o companie, privești în fiecare an sau în anii în care compania realizează profit și acționarii decid acest lucru, plata unor dividende pe care tu, ca și acționar, îi încasezi. Dacă acea companie plătește dividend în fiecare an, tu încasezi acele dividende în fiecare an. Este oarecum asemănător cu aceste cu acest, cu această, aceste obligațiuni, să spunem, perpetuale. La fel există și acțiuni preferențiale, se numesc, prin care investitorii primesc un dividend preferențial în fiecare an, indiferent dacă acea companie plătește un dividend sau nu celorlalți acționari. Există diferențe între investitori? În sensul, nu știu, cei din Europa sunt diferiți față de cei din SUA, față de cei din China. Este diferență între regiuni în general? Da, putem să observăm că țările asiatice, China, Singapore, India, celelalte țări din Asia de Sud-Est, au o rată de economisire extrem de ridicată, undeva la 45-50%. Rate de economisire tot așa foarte ridicate, vedem și în țările din Europa de vest, Suedia 28%, Italia 20%. Elveția 35%, chiar și în America avem rate de economisire constante în fiecare an între 20 și 30%. Și cu alte cuvinte, putem să observăm încă o dată că există o legătură extrem de puternică și o corelație directă foarte, foarte mare între ratele de economisire pe de-o parte și averea netă pe care indivizii acestor țări care sunt în general, care am menționat, sunt țări dezvoltate. O au. În România, așa cum menționam anterior, rata de economisire este undeva la 14-15%, cu o mică creștere în anul acesta. Este o diferență din punct de vedere al profilului investitorului SUA versus Europa sau Asia, că în România, în continuare, dacă m-ați citat, cred că mai dacă mă știu, prima parte a interviului, a spus de că mare parte din bani se păstrează în conturile curente și rămân acolo, practic, pe termen aproape, nu putem spune nelimitat, dar în orice caz rămân acolo și vedem că suma crește de la an la an.
Adică lumea se merge către Da. partea asta. Mă gândesc că e diferență față de cei din, nu știu, din, cum am spus mai devreme, SUA, Europa, Asia, că mă gândesc că ei merg mai mult pe fonduri de investiții, și au, cred că, un alt nivel de risc, nu? Da, este intuiția noastră este corectă. Principala diferență între acești investitori, dacă ne uităm geografic, este legată de înclinația mai accentuată pentru cei din America în special și ulterior cei din Asia spre investițiile financiare. Adică în America, din totalul averii nete a fiecărui individ, aproximativ 70% din această avere este formată de dețineri financiare. Și doar restul din dețineri non-financiare, adică în general deținerile imobiliare. În Asia, această proporție este undeva la 50%, adică 50% din asiatici au deținerile în active financiare și 50% în active non-financiare. Pe când în Europa această proporție este mai scăzută, media este undeva la 44% pentru continentul european, dar chiar și în cadrul continentului european există diferențe în ceea ce privește aceste ponderi. România, din păcate, se află pe un loc extrem de scăzut din ceea ce privește deținerile financiare în totalul a activului net. Undeva la doar 22%. După cum bine știm, tradițional noi românii am fost foarte atașați de ceea ce înseamnă și suntem în continuare de ceea ce înseamnă investițiile și deținerile imobiliare. Da. Dar peste tot în lumea se vorbește de trenduri. Există trenduri și în piața de capital și, nu știu, sunt aceste trenduri influențate, nu știu, de schimbarea de generații? Când se schimbă o generație, când apare, de fapt, o generație nouă, se schimbă cumva și trendul în piață, în general? Nu știu, că fondul dumneavoastră, unde lucrați, am văzut că sunt la Franklin Templeton, lucrați în mai multe părți din lume. Da. Este o întrebare foarte actuală. Fiecare generație are caracteristicile, preocupările ei și anumite interese pe care dorește să-și le atingă. Iar toate aceste aspecte pe care le-am menționat, până la urmă, se reflectă la nivelul societății, inclusiv în domeniul investițional. Ceea ce putem să observăm este faptul că generația actuală de investitori este foarte, foarte mult interesată nu doar de rezultatele financiare sau performanța pe care portofoliile lor o realizează, ci este foarte mult interesată și de modul în care aceste rezultate au fost obținute. Și aici mă refer la faptul că există acest interes pentru așa numitele externalități pozitive, adică investiția mea pe care o realizez în anumite companii, să spunem, acea companie, pe lângă faptul că trebuie să genereze profit și randament, trebuie să respecte niște principii de guvernanță corporativă, trebuie să fie în acord să creeze niște beneficii la nivelul întregii societăți și de asemenea să respecte mediul înconjurător, astfel încât să fim siguri că și generațiile viitoare se vor putea bucura de tot ceea ce ne oferă mediul înconjurător. Deci, tendința noilor generații este spre așa numitele produse financiare ESG, cum se cheamă ele, Environmental Social Governance, adică investiții care, pe lângă componenta de randament pe care, bineînțeles, orice investiție o comportă, au și această componentă socială de guvernanță și de mediu inclusă în procesul investițional. Cred că acesta este poate elementul cel mai elocvent sau cel mai important pe care generațiile actuale de investitori le au poate diferit față de cele dinaintea lor. Înțeleg că o vedeți cumva ca pe o evoluție pozitivă, nu? Adică e cumva o chestie pozitivă, că poate se încurajează companiile să fie mai curate, ca să zic așa.
din multe puncte de vedere. Bineînțeles, bineînțeles, este o evoluție pozitivă pentru că procesul investițional nu înseamnă doar generarea de randamente fără a ține cont de efectele pe care acele companii în căutarea și în realizarea profitului o realizează față de societate, față de angajați, față de mediul înconjurător. Deci cumva se dorește o abordare holistică a ceea ce înseamnă, a ceea ce înseamnă procesul investițional și modul în care companiile reușesc să-și atingă obiectivele. Nu știu dacă vă mai pun așa o întrebare, că sunt curios. E un fel de revenire, nu știu, a un fel de flower power în sectorul financiar. Nu știu, eu așa o văd după ce ați descris acum. Cred că este mult spus acest termen. Cred că mai mult este de fapt o regândire. De fapt, este o includere în procesul investițional a mai multor elemente decât pur cel financiar. Adică dacă în trecut se făceau niște calcule financiare de evaluare a unei investiții din perspectiva randamentului așteptat și a riscului pe care acea investiție o comportă, în acest moment, pe lângă această componentă de evaluare strict financiară care există în continuare, se mai adaugă și aceste elemente care trebuie să fie, să spunem, bifate de către acele companii în care dorim să ne plasăm banii. Adică, pe lângă această componentă de financiară, de rentabilitate, de profit, trebuie să verificăm sau companiile sau fondurile de investiții verifică și dacă acele companii respectă aceste principii pe care le menționam anterior. În măsura în care aceste principii sunt verificate sau sunt respectate de către această companie, atunci acea investiție va fi inclusă în portofoliu. În măsura în care anumite elemente nu sunt respectate de către acea companie, fie aceste lucruri care nu sunt respectate de companie sunt aduse la cunoștința managementului care poate să le îmbunătățească în timp, astfel încât investiția respectivă să intre pe radarul cât mai multor investitori. De fapt, aceasta este de fapt tendința spre care se merge, de a conștientiza managementul tuturor companiilor de responsabilitatea pe care o au, nu doar față de acționarii lor, ci și față de angajați, față de societate în ansamblu ei, față de mediu.